No, fii atent. Da. Avem aici doi nucuți. Ăsta. Ăsta grosuc. Care tot am plantat noi. Și este unul din coace. N-am plantat nimic. Astea au căzut de pe nuc. Dar vezi să nu rup tulpina, da? E greu? Da, să vedem. Sofie, hai! Ce-am cu niște tulpini de super de atât de mici? Haide! Ai prins vina tu? Gata! Aaa, de capul meu! Nu mai văd eu așa! Uite, nucul ăsta face niște nuci grozave și vrem să mutăm la cealaltă gospodărie. Hai să vedem dacă reușim să scoatem, că sunt foarte groși. Și nucul... Uite, tati! Știi care e problema cu nucul, Victor? Cât e în afară, cel puțin atâta, dacă nu mai mult, e și în jos. Și o să folosim hârlet. Că cred că are niște rădăcini grozave, exact. No, văd că te-ai pregătit grozav. Stai un pic. Hop! Tu unul, eu unul. Așteaptă că știi care-i treaba. Tu dacă bagi prea aproape, o să-i tai rădăcina. Bine, lasă. Că el mere ca un morcov în jos. Apasă tare. Hai să apăsăm deodată. Vezi ce tare putem dacă suntem doi. Lasă la mine. Dacă nu forțezi să rup mânierul ăsta de fibră. No, gata, prea mult, că se rupe. Încercăm și din coace. Acum. Bun. Bun. Mai băgăm o dată aici. Da, acum încearcă să scoți tu turbina. Prinde-l ea și trage-o. Hai că te ajut eu. Nu poți, că merge drept în jos. Hai să tragem împreună. S-o simți când ai pus tu mâna, Victor. Dar fii atent ce tulpină, nu-l scutura. Uite ce tulpină are, mai mult decât merge, mai mult decât vine afară, merge în jos. Ce dare. Foarte dar pot să-l scot eu pe ăsta. Da, sigur că pot. Fii atent, te duci așa. Uuu, că m-a băgat în cenuș. Stai un pic. Hai, bun, cam la distanța asta faci un careu în jurul lui. Victor trebuie să într-o găleată, să nu-i se usuce. Hai să-ți arăt. Firele astea... Împreună. 2, 3 și... Cred că împreună trebuie să fiu și eu. Bine, bine, eu cu tati. Ei, am spus eu cu tati. Victor, dă-te mai spate, că nu calci în cenușa asta. Dă-te la o parte. Dă-te la o parte, că tu ți l-ai scos al tău. Aici. Bun. Victor, culege niște nuci. Acum. Acum. Bun. Simți că vine? Da. Hai să te ajut, amândoi. Da. Bun. Merge. 4 minute. Exact ca un morcov, uite, tati. Ține-l să stai, Victor. Da, mi-o pe mai mare. Uite, ca un morcov. Foarte fain. Le punem în portbagaj. Și hai să mergem. No, și din garaj ți-ai luat? Ce? Aia, ce ai cumpărat. Nu cred că iau acum. No. Să iau? Da, pe mult, dar că... După părerea mea, un nuc, în accepțiunea mea, un nuc bun de mâncat, cu fază bună, ușor de spart, e un nuc care da. Îl poți sparge în mână. Da? Ia, un nuc pe care o sparg eu între degete. Cam eu cu degete. Da, să vedem. Ține. Las-o la mine. No, am ucidat și tu mare. Ține, mami.
Hai mai spate mână, hai să-i spartă mână. A, între două. Nu, uite. Vezi, o singură nucă intactă. Nu-i mai putem. Asta nu mai pot. Dar, cel puțin, în echipă, spărgând două în mână, e mai bine. Deci mi-e una. Da, mulțumesc. Ia, date. Da, să sparg și eu. Ia. Două de data. Acum, tu m-ai văzut pe mine și tu și tu poți. Atunci, deci pentru că e vorba de niște nuci mari, diametru 3,5 cm, poate chiar 40, care se sparg relativ ușor, mai ales cu un ciocănel, vrem să mulțim acest nuc, așa că îi luăm puieții și mutăm în cealaltă parte, yes! La cealaltă gospodărie. Le-ai bătut de o la altă să o spart? Da! Super! Sau se poate face așa. Dar așa e prea... prea violent. Dacă se înclină pe panta aia. Înseamnă că acolo vor ieși nuci. Și? Aici vor ieși lăstari de nucă. Wow! Ia acolo, la fășoare. Nu, hai să mergem. Asta? Ții tu, ca să mai pot lua de aici, dacă m-am întrebat. Da, merge. Vă uiți minte când am băgat hamac în casă? Nu mai țin minte. Când ai făcut patul și te-ai așezat. Eu țin minte. Te-am vrut să dorm acolo, dar nu am putut. Fiecare toamnă am mari emoții cu toți pomii care îi plantez. Emoții se văd că se prind și bucuria aia că vai de mine cât e fruct eu mânca noi. Deși după cum e treaba până ajung să mănânci un păr sau un măr. N-ai zis că îți lași un măr acasă, că ți s-a uscat ăla. Am lăsat acolo un gerberstor și un și un măr, cred că. Nu i-am luat chiar pe toți. Tati! A meritat pare să facem curat în mașină? Avem câteva. La drum! Trebuie să am mai mare grijă de ei, că o să zică cineva că atunci când i-am pus în mașină i-am cam grăbit, dar... Mi-am dat seama că nu sunt foarte grei la bază. Și i-am cam repezit. Dar e ok. Când vine. Dar de ce nu mai intri cu mașina în curte? Nu mai intru pentru că s-a lucrat la drum și s-a excavat aici. Și nu mai avem acces, trebuie să ne facem acces pe acolo, pe jos. Ce pomin, că avea și asfalt. Bine ar fi. Ar fi foarte fain. Foarte important, foarte benefic, avem o fântână aici. Nu știm ce adâncime are. Nu știm ce izvor are. Eu m-am băgat în ea,
Victor! Nu te-ai băgat, tu ai vrut numai să te bagi. Dar cred că e mai degrabă, nu știu, o trebuie curățat oricum. Dar uite că... luăm un pic de apă. Să ne facem un pic de... o cirlă la pomii ăștia. Mociorleale. Mociorleale. Uite tu, gunoi. Parcă e lemn mucegăit. No, Victor, dar ce e băiucu? Lemn foarte... nu lemn, gunoi foarte vechi. Foarte, foarte vechi. De 4-5 ani. Mai mult chiar. Mereți repede și aduceți nucuțe aia doi și băgăm aici, să nu li se... uște rădăcina. Hai da. Asta e al meu, că eu l-am scos. Uitați-i acolo, să se aude toate rugăciunile. Ia așa, e. Super. Nu merge mai departe. Cum parte bucățile alea, Victor, care trebuie tu să-i iei? Pe gunoi trebuie dus, Victor, să nu spargi mai tare, ca apoi ai de strâns mai multe. Văd eu cum îl putea duce de aici, că ai pană roata asta. Pe mijloc ești. Iată. Vezi? E voia bunului Dumnezeu. Tu te mai sus un pic. Unde mai sus? Către copii. Așa. La ce piatră? Hai mai spre mine. Pietriș. Ce să plantăm noi aici, ce nu e așa sensibil? Ce zici tu? Ia, come on! Ia! Laura, de ce poate? Avem și versantul ăsta aici și cred că de sute de ani încoace s-o tot rostogoli pietre. Și-a crescut babă peste ele. Da. Păi eu s-o rostogoli pietre, Victor, s-o rostogoli frunze. Și no, dar aici nu ne place foarte bine. Nu ne place foarte bine ce avem aici. Și atunci cred că vom planta un vișin. Dacă nimerim pământ mai bun, eventual plantăm altceva dincolo. L-am ocirlit rădăcina. Acum ține-l tu așa, dragul tati. Hai aici din coace, că eu de acolo trebuie să aduc gunoi. Nu băga plasticul ăla. Nu. Poți să te așezi jos în ciubuț. Încearcă să-l apeși un pic în jos. Nu mai fă sunete. Încearcă să-l apeși în jos și să-l ții cam nemișcat. Și să nu-ți tragi mucii. Și n-aveai o vestă pe tine. Oh. L-ai udat pe copil. Nu, ai nimic copil. Stai copil de la Draven. Dar nu străca gunoiul pe vișini. Cum nu? Și vișinul. Și de pe el a mâncat vișine. Ține de el, Victor.
Să vezi tu ce vișine bun eu mâncat de pe ăsta, că vișine de alea mare așa. Cât pulu. Bine, Victor. Filmăm ceva, te rog, liniștește. Bine, să fii băgă-le aici, că nu te celerei. Că o fă o grămadă mai înainte. Ajută-mi. Fac așa când, gata. No, ăsta îmi place cum arată. Oh. Ce zici, Sofie? Mâncăm vișine de pe ăsta? Normal. Super. Nu le lăsăm să putrezească. Și cu grămăjoara aia de pământ de acolo? Aia o să o luăm pietrele din ea și o ducem în altă parte.